Ați fost programul de CNP care a dat cei mai mulți membri în Student Show. Și tot în această generație sunt studenți care au venit cu mine la Târgu Lăpuș, locul în care m-am născut și unde am făcut o școală de vară internațională. Am vrut să aduc de exemplu astăzi o reclamă. Și... E un curs de marketing? Nu chiar. Este vorba despre, despre valori. Deci voi veți lucra o bună parte dintre voi în comunicare. Fiți atenți de... Fiți atenți ce valori veți transmite prin produsele voastre. Nu le aude nimeni. Terminați, bă! Terminați! Nu vă mai mulțumiți cu filimituri. Să mai zic o dată. You have to shoot for the moon. Even if you will miss, you will land among the stars. Bravo, bravo, bă! După licență putem spune că te simți absolvent 100%, acum e așa, 95%. Chiar dacă am fost la internship-uri sau tot felul de chestii care să ne ajute, de acum, într-adevăr, trebuie să ne pliem pe un domeniu. Încă n-am avut timp să mă bucur de viața de absolvent, pentru că sunt încă prinsă cu scrierea licenței, cu toate documentele care presupun înscrierea mea la licență, așa că mai am un pic un hop de trecut cu examenul și apoi mă pot bucura cu adevărat de ce înseamnă viața de absolvent. Nu știu, voi face un master și cu siguranță voi avea și un job full-time și cumva... Fac așa niște pași mărunți pentru a ajunge la acea carieră mult dorită.